România a fost lovită din nou de o tornadă. Fenomenul a avut loc ieri în județul Călăraș. Norocul a făcut ca tornada să nu producă stricăciuni majore. În urmă cu o săptămână, comuna Niculițel din Tulcea era măturată de o tornadă care a lăsat în urmă pomi scoși din rădăcini și gospodării devastate, fără acoperișuri, ferestre sau garduri. Ieri, același fenomen s-a făcut prezent în sudul țării, în județul Călăraș, fenomen ce a înmărmurit locuitorii. Pagubele nu au fost însemnate, însă oamenii se simt neajutorați în fața furiei naturii.